Pelerinii din toată țara au ajuns în număr mare la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași, la manifestările religioase prilejuite de hramul acestei așezări monahale. În seara zilei de marți, 7 septembrie 2021, arhimandritul Nicotim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți, a oficiat slujba veciernii unită cu Litia. Continuare, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu a fost scoasă în procesiune în jurul Sfântului Locaș, monument istoric. Oamenii au purtat în mâini lumânări aprinse și s-au rugat în timpul slujbei special alcătuită de către înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Părintele Dumitru Apetri, de la parohia Botoșenița Mică, protocopiatul Rădăuț, județul Suceava, a ținut un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre minunile pe care Maica Domnului le-a săvârșit la Mănăstirea Hadâmbu și în viața oamenilor de pretutindeni. Părintele stareț s-a jertfit lângă Măicuța Domnului și Măicuța Domnului l-a binecuvântat în timpul acestor ani, 31 de ani, l-a binecuvântat cu minuni, l-a binecuvântat cu bucurii duhovnicești, l-a binecuvântat să vadă această grădină plină de frățile voastre care sunt de florile Maicii Domnului. În grădina aceasta minunată, unde călcăm pe sfinți și este loc dumnezeiesc. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat gândul de recunoștință față de pelerinii veniți la hramul Mănăstirii Hadâmbu. În același timp, Părintele stareț și-a exprimat nădejdea că oamenii buni și darnici vor sprijini lucrările de construcție ale clopotniței Mănăstirii Hadâmbu aflate în derulare. Mâine la ora 9, la sosirea ierarhului pentru prima dată, vor răsuna cele 13 clopote care atât de mult mi le-am dorit că am și îmbătrânit cu dorința asta încheierea, să spun, a șantierului și tot ce există în această frumoasă oază, oaza Mănăstirii Hadâmbu. Am încheiat, dragii mei, vă mărturisesc, pe toți cei care vă cunosc și cei dragi de sufletul meu, am încheiat tot ce este la Hadâmbu în afară de această clopotniță și vă făgăduiesc că este
ultimul șantier. Un grup de credincioase din Borșa, județul Maramureș, a interpretat câteva pricesme închinate Maicii Domnului. Programul liturgic a continuat cu taina Sfântului Masului, iar la miezul nopții se va sluji utrenia. Mâine dimineață, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanu, episcop vicar al Eparhiei Iașilor. Marie, Maica!